Partenerul emisiunii Independent Media, agenția ta de publicitate. Telefon 022 220 220. Din emisiunea precedentă. И когда вы начали зарабатывать первые деньги? Музыкой. Думаю, лет 20. На что вы потратили эти деньги? Купил себе микрофон тогда американский, Шур, 565. Помните, было, да? Да, это было великое счастье. Да, это 750 рублей, это были просто колоссальные деньги. Да, ну тогда такие цены были. Обычно у вас интересно. Да, немцы думают, что я специально взял. Они мне говорят, что я поменял фамилию для того, чтобы звучало Майкл Клайтман по-немецки. Я говорю, да, я мне не объясняю. Я говорю, да. Bună seara! Bună seara! Nu știu, bună seara. Am găsit un pantof, este al cerușereței sau... Este aici al Mihaiele. Poți să-l pun? E al Mihaiele, sigur? Poți să o promezi? Sau... Să știți că v-am adus niște... Este de fată. Asta, da. Da. Și atunci eu v-am adus niște... Ce mi-ai adus? Niște farduri. Farduri. Farduri, da, din România, serios. Da, îți mulțumim foarte mult, ne plac fardurile, ne plac cadourile. De trei ori, așa, unu, așa doi, este. Trei pantofuri. Și Mihaela vrea și ea pupată. De trei ori, da. Da, mergem. Îl las aici, să știi. Da, vrea aici, ai cafea, un pahar de vin. Vin? Avem voie să avem vin la emisiune? Da, așa, la noi se poate. O cafea, că sunt venit de departe. Dane, bine ai venit la noi acasă! Bine v-am găsit! Dar îmi place foarte mult la voi acasă. Îți place? Da. E ca acasă, chiar serios? Ca acasă. Foarte frumos. Foarte frumos. Uite, tu ești cel mai întregit, Dane, interpret aici în Republica Moldova. Nu cred. Îți zic eu. Nu cred. Așa moldovenește. Îți zic eu. Zâmi. Și ne place că ești romantic, cânti foarte frumos despre dragoste și mai ești și fidel. Fidel. De 10 ani de zile ieși în scenă cu holograf. Chiar mai mult de 20 vreți de să ani, spun eu, peste de câți 20 ani? De ani. De 30 de ani sunt cu holograf. Vai de mine. Dar n-am vrut să nu spun se poate, nu se poate. Se strică emisiunea, zău, adică... Credeați că o emisiune pentru tinerete? E bine, nu? Da, dar noi vrem să te cunoaștem mai bine. Avem o tradiție aici la eShow să ne spui tu, în așa. 60 de secunde, cine este Dan Bittmann? Cine este Dan Bittmann? Nu e nimeni. Zi-te. Cine să fie? Nici nu știu cine e. Ăsta pe care îl vedeți. Nu, așa. N-am chestii ascunse. Tot ce ați citit în presă e adevărat? E adevărat? Tot. Ca să nu... Știi, ca să... De la bun început. Totul e adevărat. Urmărește iShow și află secretul longevității trupei Holograf. Normal că ne certăm, tot timpul ne certăm, că aia nu e bine, că aia nu e așa, că aia să o facem așa. Cine este mai întâi? Dan Bittmann, compozitorul, bărbatul, omul? Nu, Dan Bittmann e așa... Prezentator TV, actor? Prima dată a fost, cum să spun eu, băiatul, mama și lui tata. Așa. Din păcate ei nu mai sunt, dar încet, încet am aflat așa cine vreau să fiu. Pentru că am început la terminarea liceului, am vrut să dau la arhitectură. N-am intrat la arhitectură, așa că da. Nu vă uitați cu atâta respect la mine. Am dat de două ori, n-am intrat, am plecat în Germania, am stat acolo vreo 3 luni de zile. Dar te-ai făcut constructor. Da. Te-ai făcut. M-am întors și am dat la construcție, acolo știam că pot să intru, că se intra mai ușor, se termina foarte greu. Și am făcut facultatea până mulți ani, dar în timpul ăsta făceam și muzică. Cu Dinu Patriciu acolo am înțeles că făcea lecții suplimentare. Da, cu el am învățat să desenez. Și cu el, au fost mai mulți, dar cu el am învățat să desenez, iar cu Călin Popescu Tăricianu mi-am dat examenul de stat. Deci el era asistent pe vremea aia, până prin anii 80-89, când am terminat eu. Și ce note aveai tu la facultate? Măi, să știi că mi-a dat notă mare, mi-a dat, nu știu, 8-9,
Deci examenul de stat l-am luat cu notă mare. S-a și mirat, a zis, băi, eu n-am știut despre tine, am crezut că tu nu înveți nimica, dar bă, că știi mai multe decât colegii tăi care au fost zi de zi aici, că eu nu mă prea duceam pe la școală. Așa că l-am impresionat și am rămas prieten de atunci. Cum ai ajuns tu de la arhitectură pe scenă? Aia mă întreb și eu. Cum am ajuns eu de la... Nu, îți spun... Constructor asta era ca un fel de inginer. Inginer, făceam... Inginer, făceai... Inginer, făceam sta... baraje. 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 Dar să știi că am învățat să am respect pentru pământ, pentru apă, pentru natură. Am învățat foarte multe lucruri acolo. Și ai făcut și tu ceva cu mâinile tale, Doamne așa. Ferește, păi vrei făcut, să ne inundăm aici să... Mai bine că n-am cu făcut. Cântatul lasă, cu bine. Cântatul e mult mai așa. Bine. Și în perioada când mă... pregăteam pentru arhitectură, aveam un coleg care avea deja o formație și m-a invitat la el să-l văd și m-am dus acolo la repetiții și ați auzit de Adrian Daminescu? Nu, e un cântăreț român foarte cunoscut care cânta deja în vremea aia cu ei, dar nu știu de ce s-au certat și am zis, băi, până vine Adrian înapoi, hai că repetați cu mine, că eu vă știu piesele. Și Adrian a venit înapoi, dar ei nu l-au mai vrut pe Adrian și m-au vrut pe mine și am rămas la formația asta, Blitz se numea. Blitz. Cu Blitz, da. Și am început prin anii 80 cu formația Blitz. Dar după Blitz știu că ai mai cântat într-o formație. M-am mai furat și la Iris și la Domino. Iris îmi plăcea la nebunie. Și Iris. Mie. Da. Și mie. Am stat aproape un an de zile cu formația Iris și acum pe 22 mai o să am un spectacol la Cluj în care o să cânt cu formația Iris, 3 piese. Tu ești alături de Holograf deja de 30 de ani. De anul ăsta, da. Cum a început? M-a sunat un fost coleg de-al nostru de la formația Holograf că hai, vino încoace, hai să plecăm într-un turneu în Rusia. Vai de mine. Păi cum așa? Păi asta am întrebat și eu, păi cum așa? Păi uite că lui Gabi Cotabiță, solistul de atunci, vai, îți place de Gabi. Îmi place. Am simțit că îți place de Gabi Cotabiță. Și de Gabi, și de Gabi. Deci și mie îmi place de Gabi și ne știm de atunci. Și Gabi nu avea viză pentru Rusia, că atunci România, știți foarte bine cum era, era. Și eu le-am spus că îmi pare rău, dar nu pot să merg cu ei, pentru că aveam școală de făcut și să termin totuși anul. Era jale la mine acasă. Tânăr, aveai 20 de ani. Cam pe acolo, 23, 20, nu știu mai cât mai aveam ani. Acum nu mai întoarce și tu cuțitul ăla. Și s-au întors din Rusia, au plecat fără Gabi și fără mine, au plecat cu o cântăreață, au terminat turneul și în toamnă m-au sunat iară. Hai, ce faci? Hai că avem nevoie de solist. Gabi nu mai vrea să vină în București, că el... stătea în Craiova și avea acolo zona lui unde cânta și se simțea foarte bine acolo. Și atunci așa ușor, ușor, eu am ajuns la Holograf, un alt chitarist de la Iris, coleg cu mine, a venit și el la Holograf, Nuțu Olteanu, basistul de care vă povesteam, Marti Popescu, care nu mai e Dumnezeu să-l odihnească, el ne-a strâns pe toți și era Tino cu Edi din vechiul Holograf și noi trei veniți oarecum de la Iris și am făcut Holograf în 85. Dan Bittman a intrat în lumea muzicii rock în anii 80 ai secolului trecut. Împreună cu ceilalți membri ai trupei Holograf, în România comunistă era cercetat de către autorități, iar tânăra generație îl venera pentru spiritul său revoluționar. La mult așteptatele concerte din Costinești, Dan Bittman devine un promotor al stilului și al libertății, idol pentru generațiile următoare. A intrat în istoria muzicii românești și moldovenești. Știu că îl iubesc și generațiile care ascultă rock, îl iubesc și generația nouă. Îmi place nespus de mult ținuta lui scenică, îmi place nespus de mult maniera interpretativă, o voce frumoasă, un artist adevărat. Dan Bittman și, în general, cred, trupa Holograf, cred că a fost una din acele trupe care... mi-a influențat lumea mea artistică de când eram mică, deci respectiv știam pe de rost foarte multe piese de ale lor, le cântam și le adoram. Poți să-mi iei tot cea mai scump pe lume, poți să-mi iei zilele, nopțile sau anii de vrei, poți să mă lași singur într-un loc anume, unde să nu pot vreodată să mă întorc la-i mei, dar să nu-mi iei niciodată dragostea. În 1994, Dan Bittman este primul interpret român care evoluează pe scena Eurovizionului. Cu piesa Dincolo de nori, ocupă locul 21.
2000 reprezintă perioada în care Dan Bittman, pe lângă muzică, mai gustă din bucătăria televiziunii. Prezintă emisiunea Concurs Bravo Bravissimo și creează propriul proiect televizat Dănuț SRL, una dintre cele mai vizionate și longevive emisiuni de la TVR. În 2012, liderul Holograf este unul dintre jurații proiectului televizat X-Factor de la canalul Antena. Am mers la emisiunea lui. Impresii din cele mai frumoase, pe bune, pentru că se vede și din spatele ecranului faptul că are o energie extraordinară. M-am convins că cel care îl văd la televizor este cel real și asta m-a făcut să înțeleg că Dan Bittman este un etalon al puterii masculine, al energiei masculine. Dezmăți, depravare! Ce e asta? Ți-ai aruncat în luptă artileria grea? Spune-mi, cumva printr-o operație estetică ți-au lipit capul de corp sau de ce te-au dezbrăcat? Spune-mi. Așa am simțit eu. M-a încurajat în ceea ce făceam eu, adică eram mai nebunatic, mă dezbrăcam sau țipam sau făceam și el respectiv reacționa pozitiv la nebuniile mele. Foarte grijuliu, este foarte atent, este foarte omenos ce această calitate pentru mine contează foarte mult. Sunt oameni pe lumea asta cu care te întâlnești. Debutează în actorie în rolul prințului în filmul Orient Express. Urmează un șir de noi apariții în filme și seriale televizate. Noi nici nu ne cunoșteam. Astăzi, el continuă să experimenteze în laboratorul muzicii, ținându-se ferm pe poziții. La începutul acestui an, a lansat o piesă solo împreună cu tinerii de la studioul muzical Kazibo. Melodia și Îngerii au demonilor se clasează pe primele locuri în topurile muzicale. Avem foarte multe de învățat de la el, de o modestie exemplară, o modestie pe care am întâlnit-o doar la artiști foarte mari. Știu că acum 2 ani ai suferit o intervenție chirurgicală. Da, da, și da. Să vorbim nu și avem despre asta, de toate. Nu întrebăm. Sigur că da, bineînțeles. De asta. Noi am fraier, avut emoții. Da. Și eu am chiar avut emoții. Chiar mi-am făcut griji. Da, da. Da, eu la un moment dat credeam că nu o să-și mai revină gâtul. Vorbesc serios. Chiar am crezut că se duce. Dar a fost o chestie de moment, pentru că atunci când m-am operat aici la gât, se pare că s-a stresat un nerv și nu mai făcea legătura cu corzile vocale. Și atunci corzile vocale, una dintre ele, rămăsese de nu se mai închidea. Știi? Și am nimerit pe mâna unui mare profesor, neurolog, care a stat la început, nu mi-a zis nimic, s-a uitat el așa, a zis mai stai, mai ai răbdare, mai... De fapt, mi-a spus o chinezoaică care făcea acupunctură, mi-a spus ținți luni, ținți luni. Și după ținți luni am început să vorbesc. Ea știa. Stai liniștit, ținți luni. Ținți luni au fost. El mi-a dat însă niște pastile. Și mi-a zis, dacă în 4 ore nu se întâmplă nimic, 8 ore maximum, înseamnă că ți-au tăiat nervul și la revedere. Și după 4-8 ore așa am început să vorbesc liniștit și și-a revenit vocea dintr-o dată. Dar 5 luni ai 5 fost... luni, nu. 5 luni am tot fost pe la medici, nu știa nimeni ce să-mi facă. Am fost la oreliști, mă uitam eu singur, îmi băgam... Nu poți să-mi închipui, uite, cum, prin ce ai trecut tu, sincer. A, nu, era ușor frustrant la un moment dat, așa? Pentru că nu puteam să cânt nici măcar piesa asta de o făcusem atunci, de-abia am făcut-o în 2012, cât de departe. Și nu puteam să o cânt, cântam așa, cât de departe, ceva de genul ăsta. Și ziceam, băi, firar să fie, o să rămână asta pe bandă și eu nu o să pot să cânt. Dar nu, nu, până la urmă a fost bine. Cât de departe, cât de departe, cât de departe să-mi duc dragostea departe de tine.